1 Samuel, capitolul 17, David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile tabere filistenilor, păsărilor cerului și fiarilor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vârât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia, a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul. L-a trântit la pământ, l-a omorât fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Filistenii, răniți de moarte, au căzut pe drumul care duce la Șaraim, până la Gat și până la Ecron. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai dat o mare biruință poporului Tău și ai scos, Doamne, din nou sabia împotriva dușmanilor Tăi și i-ai biruit, venim în această seară și Te rugăm, dă biruință cuvântului Tău în inimile noastre, Doamne. Ajută-ne să le deschidem cu bucurie în calea cuvântului Tău și să ne lăsăm transformați de El. În numele Domnului ne rugăm. Amin. Să ocupăm locurile. Vreau să mulțumesc Domnului și Bisericii care m-a ajutat să ajung în România pe timp de 2 săptămâni. Și evenimentul cel mai important în toată călătoria aceasta a fost participarea la Conferința Națională a Pastorilor Români de la Sovata. În fiecare an este o conferință națională a tuturor păstorilor români care se adună, de data asta într-un număr de peste 700 de persoane, în stațiunea aceasta timp de 3 zile. Am avut harul să fim invitat de președintele cultului, de fratele Nelu Filip, să țină o conferință pentru întreaga asistență cu titlu Viziunea Bisericii, pregătirea și comunicarea ei. Apoi am avut un seminar la care au participat foarte mulți frați, cum să ieși din lucrare, cum să te pregătești să ieși din lucrare. Mă așteptam să vină destul de puțin, pentru că cei mai mulți oameni sunt interesați cum să intre în lucrare, nu cum să iasă din lucrare. Și spre surprinderea mea, nu au încăput în sala care a fost destinată acestui seminar. Sunt printre puținii supraviețuitori, să zic așa, a generației mele, care am ieșit din lucrare fără cap spart, picioare rupte și așa mai departe, cum s-a întâmplat multora dintre colegii generației mele. Și mi-am dat seama că mulți dintre păstorii de astăzi, mai ales care sunt la vârsta mea, se gândesc cu spaimă la zilele acelea, pentru că chiar recent, în câteva biserici din România, câțiva păstori au fost demiși, uneori acuzați de lucruri care nu erau deloc adevărate, dar dacă nu ești de bună voie, te ajută frații. Și chiar conducerea cultului spunea că trebuie să ia niște măsuri, să elaboreze niște metodologii, să ajute pe păstori să știe cum să iasă din slujbă, pentru că la asta nu s-a gândit nimeni. A fost o mare bucurie să văd ce progres extraordinar a făcut lucrarea pentecostală în România
Și vreau să vă spun că a apărut o generație nouă, extrem de bine pregătită în toate domeniile și am participat la niște seminare și conferințe absolut excepționale. Mișcarea Pentecostală cunoaște acum în România o nouă direcție sub conducerea pe care au ales-o. Fratele Nelu Filip este un om de mare viziune și un om al lui Dumnezeu interesat de evangelizarea țării. Există foarte multe evenimente de evangelizare. Investesc enorm în formarea de noi biserici în localități unde nu există biserici și trimit foarte mulți misionari acum în multe țări ale lumii. Sunt foarte bucuros să văd ce lucrare face Dumnezeu acum în România, în mijlocul fraților noștri. Bineînțeles că am vizitat și câteva biserici, la Pâncota, trei biserici, la Oradea, la Satu Mare, am participat la două conferințe de tineret, două zile la rând, la biserica de la Oradea. Tinerii sunt interesați de lucruri foarte contemporane. De ce pleacă tinerii din biserică? De ce se golesc bisericile de tineret? Asta a fost una dintre conferințe. A doua conferință m-au rugat să le vorbesc cum să-și descopere darurile spirituale care le au. M-am bucurat foarte mult să văd interesul tinerilor. În același timp, soția mea a participat la două conferințe de surori. Este o activitate extraordinară în România și ne-am bucurat foarte mult să vedem progresul pe care îl face lucrarea lui Dumnezeu în România în aceste zile. Când vezi aceste lucruri, îți vine să te muți acolo. Dar m-am uitat în buletin mai atent, în pașaport, și mi-am dat seama că e cam târziu pentru mine să fac asemenea decizie. Ne bucurăm să fim din nou acasă și încercăm să ne recuperăm. Dacă o să dorm în timpul predicii, să știți de unde vine. Vine de la fusul orar. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră și mai ales cu cei mai tineri în această seară un subiect pe care eu l-am intitulat un pic mai revoluționar: cum să ucizi uriași. M-am lămurit de-a lungul vieții că fiecare din noi, mai devreme sau mai târziu, ne confruntăm cu niște probleme mai mari decât noi, care par absolut uriașe. Niciun om nu este scutit de asta. Dacă nu vine o situație imposibilă, dăm peste niște oameni imposibili. Dacă nu avem relații care nu le putem rezolva, nu? Atunci dăm peste niște diferențe pe care nu putem să trecem. Sunt ispite irezistibile, păcate mari care ne bat la ușă. Mai ales tânăra generație, ispita vine acum facilitate de tehnologia de astăzi și bate la ușa tânărului de astăzi. Să nu mai vorbesc despre amintirile unui trecut, uneori dureros sau chiar murdar, care încă persistă în mintea multora. Și avem niște uriași cu care mai devreme sau mai târziu va trebui să ne confruntăm. Și în seara asta aș vrea să învățăm din viața lui David câteva lucruri foarte simple și practice, cum să ne confruntăm acești uriași cu care ne vom întâlni într-o zi. Dacă ne uităm în istorie, Saul este primul rege al lui Israel și am putea să-l caracterizăm pe acest rege al lui Israel, un om după inima sa, un om după inima lui. Ăsta a făcut ce a trecut lui prin cap. Ăsta a făcut ceea ce l-a îndemnat propria lui inimă. L-a înlocuit Dumnezeu pe acest om cu un altul, cu David, care a fost un om după inima lui Dumnezeu. Vreau să vă spun de la bun început, atunci când vă veți confrunta cu uriașii aceștia, cu o boală, cu o pierdere, cu o criză, nu contează de care, am observat acum în România că pe măsură ce țara progresează economic și oamenii o duc bine material, s-au înmulțit foarte mult divorțurile în bisericile noastre de acolo. Iată că este un uriaș care apare, cu care oamenii nu sunt confruntați să se lupte.
Atunci când vine uriașul ăsta, e bine să fii un om după inima lui Dumnezeu, că altfel ăsta te omoară, te termină. Chiar ne-a întristat foarte mult faptul că am cunoscut pe cineva în România, un tânăr educat, cu mari speranțe de viitor, și când am întrebat de el unde îi, mi s-a spus că a divorțat, și-a lăsat soția, copiii, și-a luat o razna. Este dureros să auzi o asemenea înfrângere. Dacă ești un om după inima ta, Goliat te termină. Dacă ești un om după inima lui Dumnezeu, ai șanse să ieși biruitor. Spuneam înainte că fiecare om are dușmanii lui. Veți avea situații imposibile, imposibil de rezolvat, crize financiare, probabil de sănătate. Veți da peste oameni imposibili cu care nu vă puteți înțelege. Una spui și alta vor înțelege de fiecare dată. Nu veți putea să reconciliați și să vă împăcați cu ei. Veți avea relații pe care nu le puteți îndrepta. Am avut așa o durere în suflet să constat că cineva pe care îl știam foarte bine nu se mai înțelege în familie absolut deloc. În bisericile noastre apar tot mai des crize de genul ăsta. Nu ne mai înțelegem cu copiii. Copiii au altă direcție în viață, gândesc diferit decât noi. Diferențele devin pe zi ce trece tot mai mari. Apoi, avem ispite irezistibile, păcate care ne bat la ușă, cu care n-am fost obișnuiți, care n-au făcut parte din experiența noastră anterioară. Pe măsură ce oamenii se îmbogățesc, intră în sfere noi ale civilizației, unde ispitele sunt foarte diferite. Până acum au avut de-a face cu oameni de banii lor, să zic așa, dar dintr-o dată se duc la întruniri de afaceri cu oameni care au bani ca și ei, așa, și sunt expuși la ispite pentru care ei nu sunt pregătiți. Este un Goliat foarte mare cu care civilizația de astăzi se întâlnește. Apoi fiecare are amintirile unui trecut dureros, uneori murdar, care îl bântuie, care nu dispare din viață. Ca să poți ucide uriaș, așa cum spuneam înainte, fii un om după inima lui Dumnezeu. Asta este condiția numărul unu. Nu te poți lupta cu uriașii aceștia dacă nu ești un om după inima lui Dumnezeu. Acum am putea să petrecem mult timp să vedem și să definim ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu. Dar când l-a ales Dumnezeu pe David, a zis, îmi place de omul ăsta, e după inima mea. Așa ar trebui să fim fiecare dintre noi, să-i placă lui Dumnezeu de căile noastre, de viața noastră, să fim după inima Lui. Și atunci există șansă să-ți poți ucide uriașii cu care te confrunți. Formula succesului în lupta aceasta cu uriașii este foarte simplă. În primul rând, Dumnezeu. Trebuie să ai o relație foarte bună cu Dumnezeu. Apoi, lucrurile astea devin înmulțite ca într-o operație matematică, cu pregătirea ta și cu oportunitățile care le ai. Astea se adună și se mulțesc cu Dumnezeu ca să te aducă la succes. Vom observa că David este pregătit, are o pregătire anterioară, nu? A folosit praștia de foarte multe ori în viață. Mie îmi place să cred că atunci când se plictisea urma oilor, nu stătea pe telefon, nu? A luat praștia și a început să lovească fiecare copac la rând. Nu? Și avea o dexteritate specială. Avea experiențe de a lupta, știa să lupte. Apoi a trimis Dumnezeu câte un urs, câte un leu, probabil a început mai mic, un leuț mai mic, nu? Pe urmă a trimis unul de 100 de lei. Și David a știut să-i bată pe ăștia, a știut să-i omoare pe prădătorii ăștia care atacau turma. Avea o experiență anterioară. Pregătirea este foarte importantă. Dar și oportunitatea, nu?
Nu oricând ai în față un Goliat, nu? Și atunci când se întâlnește oportunitatea cu pregătirea ta anterioară și Dumnezeu e de partea ta, ai o biruință extraordinară. Vei avea întotdeauna succes. Dar haideți să vedem câteva lucruri practice, cum să ucizi uriașul. În engleza mea din Bihor am încercat să pun și pentru cei mai tineri, măcar titlurile, ca să le rețineți. În primul rând, numărul 1, fă lucrurile obișnuite neobișnuit de bine. Lucrurile obișnuite neobișnuit de bine. Se pare că în tinerețe nu prea avem darul ăsta să facem lucrurile obișnuite neobișnuit de bine, nu? De-aia nici nu ne facem patul dimineața, nu? Lăsăm prosoapele după noi prin baie. Știți bine despre ce vorbesc, nu? Și tot zice mama, tot zice tata, povești, nu? Mergem mai departe. David nu este un băiat din ăsta. Ăsta face bine toate lucrurile până la capăt, ok? Ăsta face patul. Băieții mei s-au obișnuit să-și facă patul până când într-o zi am spus, mă duc la școală și am să cer voie de la profesor să vă lase acasă să vă faceți paturile. Când au auzit amenințarea asta, s-a schimbat imediat atmosfera și au început să-și facă paturile. Faceți lucrurile obișnuite, neobișnuit de bine. Iată ce scrie cuvântul Domnului despre David. David s-a sculat dis de dimineață. Asta e cam greu, nu? Mai ales dacă ai stat noaptea pe telefon și cine știe la ceva filme, ai petrecut noaptea cu prietenii, nu? Ești obosit dimineața, mai ales duminică dimineața, nu-i așa? Ei, s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic. Nu le-a lăsat vraiște pe câmp, nu? El pleacă la război, domnule, ce oi? Lasă-le să le mănânce lupii, nu? El pleacă la război, are un job foarte mare de făcut acum. Le-a lăsat pe mâna unui paznic și a luat lucrurile și a plecat, nu? Nu și-a lăsat chipiul, șapca acasă, ochelarii de soare. Am o groază de ochelari de soare de la nepoți, de la băieții mei, peste tot prin casă. Cum vin la mine, îi lasă pe undeva, nu? Acum nu mai fug după ei să le aduc aminte de obiectele care le lasă, dar David își ia toate lucrurile lui cu el, știe care sunt ale lui, nu le ia pe ale altora. Cum poruncise Isai, tatăl său, când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șirul de bătaie și scotea strigăte de război. Israel și filistenii s-au aruncat, s-au așezat în șirul de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Când a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Asta era geabul, trebuia să-i întrebe de sănătate pe frații lui. Le-a dus mâncare ăștia. Pe vremea aceea războaiele erau nemaipomenit de fain, nu? Era lunch, timp de lunch, toată lumea oprește că mâncăm acum. Ne-a dus brânză de acasă tata, nu? Interesant era timpul acela de război, nu? Ei, David a știut exact. Numai dacă citiți textul ăsta, vă dați seama ce băiat ordonat e ăsta, nu? Ăsta nu e ca ficiorii mei care spun, bă, du canurile de garbage. Le duce numai pe ăla de garbage, zice, dar ăla de recycle, de ce nu l-ai dus? Păi n-ai zis, nu? N-ai zis de recycle? Nu l-a dus, nu-i așa? El a făcut exact ce ai spus tu. David nu este așa, el face lucrurile bine până la capăt. Lucrurile astea obișnuite, le face neobișnuit de bine. Exemplul acesta ar trebui să ne inspire. Și ar trebui să facem exact ceea ce nu ne convine să facem în momentul acela. În tinerețe, în timp ce eram la școală, una dintre lecturile obligatorii pe vremea aceea, pe timpul meu, toate lucrurile le inventaseră rușii. Toată literatura rusă era în cărți, peste tot, ce să mai spun. Și unul dintre romanele pe care a trebuit să le studiem a fost cum se călește oțelul. Okay?
cum se călește oțelul. N-am să vă spun limba rusă, deși știu să o spun și în limba rusă, fraza aia, dar în limba română spune așa, să faci ceea ce nu vrei să faci în momentul acela, așa se călește oțelul. Ok? Să te pui să speli vasele când nu ai chef să speli vasele, ok? Să te pui să-ți faci patul când nu ai chef să-ți faci patul dimineața. Să faci ceea ce nu ai chef să faci. Așa se călește oțelul, zicea savantul ăsta, Brust pe vremuri, nu? Scriitorul acesta. Dar David știe că dacă face lucrurile obișnuite, neobișnuit de bine, el va deveni un caracter de oțel, un om disciplinat care va face întotdeauna ceea ce trebuie și va face bine. Asta este o primă condiție ca să o omori uriaș. Să ai o disciplină personală. Cunosc oameni foarte talentați, care n-au făcut și nu fac nimic în viață. Oamenii care fac ceva în viață sunt oamenii harnici, oamenii determinați, oamenii disciplinați, oamenii care fac ceea ce n-au chef să facă atunci când se trezesc dimineața. Fac ceea ce trebuie să fie făcut. Un al doilea lucru pe care îl putem învăța foarte practic este să privești viața din perspectiva lui Dumnezeu. Să te uiți la lucruri, să te uiți la viața în general prin ochii lui Dumnezeu. Cum vede Dumnezeu lumea asta? Am cumpărat o carte acum a lui Liceanu, un filozof român, un titlu care m-a intrigat. Întotdeauna mă duc pe la librării și vin cu un geamantan plin de cărți să am ce citi iarna asta. Și Gabriel Liceanu a scris o carte acum care se intitulează Cum gândește Dumnezeu. M-a șocat cartea asta, titlul ăsta, să văd ce zice un... El nu e creștin, acest om, dar a scris o carte absolut provocatoare, Iisus al meu. O carte care a stârnit un val extraordinar în întreaga țară. Nu e de mirare că România este declarată 97% creștină. 97% din români se declară creștini. Se pare că numai Vaticanul e mai sus decât noi, la ora actuală 100%, toți sunt creștini de la Vatican, până și Papa, domnule, a auzit. Și Papa s-a pocăit. E extraordinar să vezi că într-o asemenea națiune creștină sunt gânditori care abordează subiecte de genul ăsta. E bine, David privește viața din perspectiva lui Dumnezeu. El vrea să știe cum gândește Dumnezeu despre ceea ce se întâmplă în jurul lui. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acela și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? Cine este nemernicul ăsta? Cine este netăiatul ăsta împrejur, care își permite să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? Deci David vede dintr-o dată lumea prin ochii lui Dumnezeu. Se uită la criza care este și vede situația așa cum o vede Dumnezeu. Imaginați-vă că o întreagă oștire în frunte cu Saul, toți văd un uriaș extraordinar de mare, nu? Care o să-i omoare pe toți. Nimeni, toți tremureau de frică în fața celui uriaș. Și vine, domne, ciobănelul ăsta de la oi, nu? Care zice, cine mă uriașul ăsta care să ia de Dumnezeu? Păi ăsta e un nebun întreg. Cât e de mare, atât e de prost. Păi, trebuie să fii prost de-a bine la să te iei de Dumnezeu, nu? Trebuie să n-ai minte în cap. Mă duc, spunea David, și cu o singură piatră l-am terminat pe ăsta. Mi-a plăcut așa de mult un preot ortodox
preot reformat din România, imediat după Revoluție. A fost un fel de erou al luptei împotriva comunismului în Oradea. Și l-am vizitat imediat, cred că prin 28 decembrie, l-am împușcat pe Ceaușescu în 25, în 28 eram deja în casa acestui preot. Și el spunea ce s-a întâmplat la Revoluție. Zice, tinerii din România au fost ca și David. Și m-am mirat. Cum așa? Păi zice, toți au văzut în Ceaușescu un comunism, un uriaș mare de tot, zice, și se temeau de el. Dar a venit băiatul ăsta, tinerelul ăsta, care a zis, bă, oameni buni, ăsta cât e de mare, e prost de-a binelea, să luptă cu Dumnezeu. Zicea el, eu am lovit pomișori așa crengi, subțiri, cu praștia mea. Ăsta e așa de mare, o țintă așa de uriașă, că ar trebui să fiu foarte nepriceput să nu lovesc pe ăsta. Nu? Toți vedeau în uriașul acela un pericol enorm de mare. Ei, David vedea o țintă foarte mare, care nu putea fi greșită, nu? Când vezi lucrurile cum le vede Dumnezeu, imediat perspectiva se schimbă. Numărul 3. Permite cauzei să zbiruiască criticile. Eliab, fratele lui cel mai mare, spune Sfânta Scriptură, care l-a auzit vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta. Ai venit să te bucuri de cum ne omorâm unul pe altul aici, așa e? Ai venit la spectacol. E bine, când vrei să-ți omori uriașii, vei avea parte de critici, nu? Vin frații cu opiniile. Bă, tu ești prea mic pentru un uriaș așa mare. Vezi-ți de treabă, domnule. Nu-i de nasul tău, nu? Au fost alții care au încercat înainte. Nu fi atât de arogant, nu? Plin de mândrie. Te știm noi cine ești tu, nu? Ei, ca să dobori dușmanii, prima dată trebuie să îți învingi frații. Și lucrul ăsta e foarte dureros. Este foarte dureros. Trebuie să ai o cauză pentru care lupți să fie mult mai mare ca să reziști la critica asta care ți se aduce. Nu? E teribilă critica, nu? Mai ales când știți că este constructivă și destructivă. Constructivă este când vă critic eu pe dumneavoastră și destructivă când mă criticați dumneavoastră pe mine. Asta este întotdeauna. Asta este întotdeauna, nu? Ei, când noi îi criticăm pe alții, atunci vrem să-i ajutăm, să-i construim, îi sprijinim, nu? Dar când ne critică ei pe noi, atunci lucrurile sunt altfel. De aceea trebuie să ai o cauză nobilă, înaltă, ca să reziști la chestia asta. Ca să reziști la ea. Altfel, te duci înapoi la oi. Atunci te întorci spre Eliab ăsta, fratele mai mare, și zici, nu țineți brânza care ți-am adus, eu plec înapoi la oile lui taică meu, pe care și așa zici că le-am părăsit. Nu le-am părăsit. Trebuie să ai o cauză mai mare decât criticile care ți se aduc. Pentru că nu o să scapi de ele niciodată. Numărul 4. Nu te teme să te implici. Cei mai mulți dintre noi spun, băi, nu e treaba mea, nu? Păi, nu m-au chemat la oastre, nici nu m-au chemat la război, nu? I-au chemat pe ăștia mai mari, mai soliți, mai așa, pe ciobănei ăștia neinstruiți, nu-i bagă nimeni în seamă. Eu duc brânză aici la ăștia care luptă, plec acasă, bună ziua, la revedere, am terminat, nu? David nu gândește așa. El nu zice, nu e treaba mea.
El zice, e și treaba mea, fac parte din acest popor. Dumnezeul ăsta a ocărât pe câmpul de bătaie, Dumnezeul meu, o să mă bat pentru el. Dacă toți ăștia sunt lași și nu fac nimic, eu am să fac ceva. Eu am să mă implic. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Mă duc să mă bat cu el. Bietul, cred că Saul era așa de disperat că a acceptat, domnule, și oferta asta, că alta n-avea. Nu, n-a fost nimeni în Israel ca să spună asemenea cuvinte. Și acum vine, domnule, ciobănelul ăsta, nu, miroase a oaie, a brânză și vrea să meargă la război. Nu? Hai să le echipăm, nu? Și l-au echipat cu hainele lui Saul, le-a dat toate, bietul el când a luat toate zorzoanele alea pe el, fierăria aia pe el, a zis, nu-i de mine, nu-i de mine. Nu te teme să te implici. Adu-ți aminte de succesele trecutului ca să ai încredere în prezent. Iată ce spune David. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și cât un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău, leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei. Căci a ocărât oștirea Domnului Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. El spune, eu am experiență. Dumnezeu a fost cu mine și am antrenament. Dumnezeu m-a pregătit înainte și va fi tot la fel. Și acum Dumnezeu va fi de partea mea. Leu a fost întotdeauna mai tare și mai puternic decât mine. Într-o zi stăteam toți în living room cu copiii și a venit soția la mine și mi-a spus, hai, Petrică, repede să vezi ceva. M-am dus și m-am uitat pe geam în curtea mea. Era un mountain lion, mare de tot, stătea culcat pe iarbă. Știți care a fost prima mea reacție? Am luat o mătură și am fugit la el, cu mătura. Cred că s-a speriat ăsta de mătură, nu de mine, fi crezut că e pușcă, dar cine știe ce. A sărit peste gard și a plecat. Dacă își punea mintea cu mine, nu știu unde eram astăzi. Am început să tremur după aia, când mi-am dat seama, practic, ce s-a întâmplat. Ei, David nu este așa, el are experiență înainte. Eu dacă aș fi avut, măcar cu o mâță așa mai mare, experiență, cred că altfel aș fi gândit, nu? Dar de data asta am reacționat la primul instinct. David are o experiență înainte și zice, Dumnezeul m-a ocrotit, îi va fi același Dumnezeu în continuare cu mine. Șase, folosește-ți pregătirea pentru confruntarea oportunității. Dacă te-ai pregătit la praștie, acum folosește praștia. Lasă sabia că nu-i de tine, lasă scutul și armele lui Saul. Ia și du-te cu ceea ce ai tu pregătirea înainte. Șapte, bizuie-te pe Dumnezeu ca sursă a puterii și a încrederii. Declarația aceasta a lui David este extraordinară. El spune așa, astăzi Domnul te va da în mâinile mele și te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi Dumnezeu va da o victorie împotriva ta. Bizuie-te pe Domnul ca sursă a puterii și încrederii tale. Atacă-ți dușmanul fără șovăire. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vârât mâna în traiste, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștea, a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Atacă-ți dușmanul fără șovăire. Decimează-ți dușmanul complet.
David nu s-a mulțumit, a picat, batem din palme, victorie. Nu, s-a dus, i-a scos sabia din teacă și i-a tăiat capul cu propria lui sabie. Dușmanul trebuie distrus total. Poftele acelea cu care te lupți de atâta vreme trebuie distruse total. Și ultimul, fii atent că victoria ta va aprinde focul în alții. Atunci bărbații lui Israel au dat chiote de luptă, au pornit la război, i-au înfrânt pe filisteni și a fost o mare victorie. În final, în concluzie, vreau să spun doar câteva lucruri foarte simple. Numărul 1, vei crește spiritual după victoria asta, vei fi un alt om. Ai nevoie de această victorie. Filisteanul ăsta care îți mănâncă energiile, care îți mănâncă liniștea, care îți mănâncă încrederea în viitor, trebuie omorât. Vei avea o creștere spirituală deosebită după această victorie. 2. Oamenii vor ști și se vor bucura, dar nu toți. Nu toată lumea se va bucura că tu ți-ai omorât filisteanul tău. Sunt unii care nu se vor bucura de treaba asta și să fii pregătit pentru așa ceva. Și în ultima concluzie este că Dumnezeu este înălțat și glorificat prin această victorie pe care El ți-a dat-o împotriva dușmanului tău. Vă invit acum să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să mijlocim înaintea Domnului. Este cineva care are un Goliat chiar acum cu care trebuie să se confrunte și să aibă o victorie, o luptă? Vreau să ne rugăm pentru tine. Ridic o mână ca Domnul să o vadă și să-ți dea victorie. O boală, un necaz, o problemă în viață. Domnul să vadă mâinile acestea și să dea victorie și să dea putere acestor copii ai Lui să-L înfrângă pe Goliat acesta și să se bucure ei și familiile lor de victoria care o dă Domnul. Ne rugăm cu toții.